Săptămâna aceasta a debutat în forță cu semnarea contractului pentru proiectul de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Sibiu și comuna Șelimbăr. Firmele care și-au adjudecat licitația vor încasa pentru lucrări aproximativ 49 de milioane de lei. Contractul de extindere și reabilitare rețele de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Sibiu și comuna Șelimbăr a fost semnat la sediul primăriei Sibiu în prezența primarului Claus Iohannis, a șefului Apă Canal și a reprezentantului consorțiului de firme care a câștigat licitația. Contractul vizează în principal reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din municipiul Sibiu, lucrările ce urmează a fi executate având o valoare de aproximativ 44 de milioane de lei. Sunt prevăzute de asemenea lucrări pentru Șelimbăr și Mohu, care sunt foarte importante pentru populația acestor localități. Acesta este primul contract de lucrări, este important. Acum aproape peste un an am semnat contractul cu Ministerul Mediului și astăzi reușim să semnăm acest prim contract de lucrări. Este important pentru că urmează ceea ce s-a întâmplat pe lucrările din ISPA, care au fost în principal legate de canalizare. Sperăm ca la finalizarea acestor lucrări orașul să fie într-adevăr funcțional în ceea ce privește infrastructura de apă și de canalizare. Firma care a câștigat licitația pentru lucrări este una de prestigiu. Aceasta a mai activat în proiecte de gen și în alte orașe ale țării. Reprezentanții firmei spun însă că lucrările de la Sibiu reprezintă o adevărată provocare. Proiectul de la Sibiu este, sau contractul de la Sibiu este alături de alte contracte care sunt cu fonduri structurale, pe care noi le avem în execuție la ora actuală. Avem la Iași, la Brașov, la Buzău, la Bistrița, la Hunedoara, la Deva și alte orașe importante din România. Contractul prevede înlocuirea rețelelor de distribuire a apei, reabilitarea celor existente în cartierele Vasile Aron și Valea Aurie, extinderea rețelelor de alimentare cu apă, reabilitarea rețelei de canalizare în mai multe zone ale orașului, extinderea zonei de canalizare, aducțiunea de apă potabilă în comuna Șelimbăr, construcția unei stații de pompare a apei uzate pentru Șelimbăr sau aducțiuni și realizarea unui rezervor de imagazinare a apei potabile în localitatea Mohu.